Albina a fost declarată cea mai importantă viețuitoare de pe pământ, iar Bondarul este fratele ei. De mai bine de un deceniu, cercetătorii vorbesc despre importanța pe care o au albinele și bondarii pentru ecosistemele de pe întreaga planetă. Fără albine sau bondari, flora ar începe să dispară. Acești polenizatori sunt singurele vietăți ce nu poartă niciun fel de patogen, fungus, virus sau bacterie. Totuși, azi, albinele indică o scădere drastică a numărului populației, pe când numărul coloniilor de bondari utilizați la polenizare este în creștere, rapidă după reproducerea industrială a acestora. Avantajele polenizării cu bondari. 1. Polenizarea cu bondari este biologică, excelentă în condiții dificile. Spre deosebire de albine, bondarii sunt activi și la temperaturi joase, 5 grade Celsius, în condiții de vânt și cer înnorat. Bondarii sunt indicați atât pentru polenizarea culturilor timpurii, cât și a celor târzii. 2. Muncitori ușor adaptabili. Bondarii nu sunt doar polenizatori excelenți în câmp deschis, ei sunt cu adevărat valoroși și în sere și solarii. 3. Nu e nevoie de multă forță de muncă. Polenizarea biologică cu bondari poate înlocui în totalitate munca manuală și folosirea hormonilor la polenizare. 4. O creștere a producției și calității fructelor. În culturii cum ar fi cea de tomate, ardei, afine și altele, polenizarea cu bondari duce la creșterea producției și la fructe mai mari și mai calitative. Deci, pentru polenizarea biologică optimă a culturilor horticole cu polenizare entomofilă, adică, prin intermediul insectelor, bondarii sunt soluția ideală.